Dumnezeu este bun, omul e rău. Nimic rău nu este în cer, nimic bun pe pământ. Iar omul cu judecat alege ce este mai bun și cunoaște pe Dumnezeul tuturor. Lui îi mulțumește și pe el îl laudă. El urăște trupul încă înainte de moarte și nu lasă să se împlinească simțirile cerelele, știind că ele lucrează pierzarea sa. Bărbatul ficlean iubește lăcomia și ne socotește dreptatea. El nu ia seama la nestatornicia, la amăgirea și la vremelnicia vieții acesteia, nici nu se gândește la moarte, că nu primește darul și că nu se poate ocoli. Iar dacă e bătrân, nerușinat și fără minte, ca și un putregai, nu mai folosește la nimic. Numai dacă am fost încercați de supărări, simțim plăcerile și bucuria, căci nu bea cu plăcere cel ce n-a însetat și nu mănâncă cu plăcere cel ce n-a flămânzit. De asemenea, nu doarme cu plăcere cel ce n-a privegheat îndelung și nu simte bucuria cel ce mai întâi nu s-a întristat. Tot așa nu ne vom bucura de bunurile veșnice dacă nu vom disprețui pe cele vremelnice. Cuvântul este sluga minții, căci ce voiește mintea aceea tălcuiește cuvântul. Mintea vede toate, chiar și cele din ceruri, și nimic nu o întunecă fără numai păcatul prin urmare celui curat nimic nu este neînțeles, iar cuvântul său nimic nu este cu neputință de exprimat. Prin trup, omul este muritor, dar prin minte și cuvânt, nemuritor. Tăcând înțelegi și după ce ai înțeles, grăiești, căci în tăcere naște mintea cuvântul și rostind cuvânt de mulțumită lui Dumnezeu, îți lucrezi mântuirea. Cel ce vorbește fără socoteală nu are minte, căci grește fără să înțeleagă nimic. Cercetează, dar ce ți este de folos să faci pentru mântuirea sufletului. Cuvântul care are înțeles și este folositor sufletului este dar al lui Dumnezeu, iar vorba cea de șartă care caută să măsoare cerul și pământul, mărimea soarelui și depărtarea stelelor, e o născocire omului care se ostenește în deșert. Căci căutând cele ce nu folosesc nimic, o stenește în zadar ca și cum ar vrea să scoată apă cu ciurul. Deoarece este cu neputință oamenilor a afla acestea. Nimeni nu vede cerul, nici nu poate să înțeleagă cele din trânsul fără numai omul care se îngrijește de viața virtuoasă și înțelege și preamărește pe cel ce l-a făcut pe el spre mântuirea și viața omului. Căci bărbatul iubitor de Dumnezeu știe sigur că nimica nu este fără Dumnezeu și că el este pretutindeni și întru toate. Ca unul ce este nemărginit. Precum este omul din pântecele mamei sale, așa și Sufletul, gol iese din trup. Unul curat și luminos, altul având petele greșelilor, iar și altul negru de mulțimea păcatelor. De aceea, Sufletul rațional și iubitor de Dumnezeu, aducându-și aminte și gândindu-se la relele de după moarte, viețuiește cu Evlavia ca să nu fie osândit pentru acelea. Iar cei ce nu cred, fiind nepricepuți cu mintea, nu se poartă cu evlavie și păcătuiesc, nesocotind cele de dincolo. Precum după ce ai ieșit din pântece, nu-ți mai aduce aminte de cele de acolo, tot așa nici după ieșirea din trup nu-ți mai aduce aminte de cele din trup. Precum după ce ai ieșit din pântece, te-ai făcut mai mare la trup, așa și după ce vei ieși curat și fără prihan din trup, vei fi mai mare și cu totul nestricăcios, petrecând în ceruri. Precum trupul, după ce s-a desfășurat în pântece, trebuie să se nască, așa și sufletul, după ce și-a plinit în trup măsura hotărâtă lui de Dumnezeu, trebuie să iasă din trup. După cum vei sluji sufletul până ce este în trup, așa și el te va sluji pe tine după ce vei ieși din trup. Căci cel ce și-a slujit aici trupul bine și cu desfătări, S-a slujit pe sine rău pentru după moarte, fiindcă și a osândit sufletul ca un lipsit de minte. Precum trupul ieșind din pântecele Maicii nu poate să se hrănească, fiind încă nedesăvârșit, tot astfel și sufletul când iese din trup, dacă nu și-a agonisit prin bună viețuire cunoștința de Dumnezeu, nu poate să se mântuiască sau să se unească cu Dumnezeu. Trupul unit cu sufletul iese din întunericul pântecelui la lumină, iar Sufletul unindu-se cu trupul, e legat de întunericul trupului. De aceea trebuie să urâm trupul și să-l strunim ca pe un dușman care poartă război împotriva Sufletului. Mulțimea mâncărilor și gustul lor plăcut deșteaptă patimile păcatului, iar înfrânarea pântecelui smerește patimile și mântuiește Sufletul. Trupul vede prin ochi, iar Sufletul prin minte. Și precum trupul fără ochi e orb și nu vede soarele care luminează tot pământul și marea, nici nu se poate bucura de lumină, așa și sufletul. Dacă nu are minte bună și viețuire cuvioasă este orb și nu înțelege pe Dumnezeu făcătorul și binefăcătorul tuturor și nu-l preamărește, și nici nu va putea să se bucure de nestricăciunea lui și de bunurile veșnice. Necunoștința lui Dumnezeu este o nesințire și o nebunie a sufletului. Răul se naște din neștiință, iar binele care mântuiește sufletul din cunoștința lui Dumnezeu. Prin urmare, dacă te vei sârgui să nu faci voile tale petrecând în trezvie și cunoscând pe Dumnezeu, mintea ta va fi cu grijă la virtuți. Dacă însă le vei sili să faci voile tale pentru plăcere, amețit de necunoștința de Dumnezeu, te vei pierde ca dobitoacele, necugetând la relele ce ți se vor întâmpla după moarte cele ce se întâmplă după rânduiala neclintită dumnezească, cum e răsăritul și apusul soarelui în fiecare zi sau rodirea pământului, fac parte din providență, iar cele ce se fac la poruncă de către om se numesc lege. Dar toate s-au făcut pentru om, câte le face Dumnezeu ca un bun, pentru om le face, iar câte le face omul, sie și le face, fie bune, fie rele. Și ca să nu te ispitească fericirea celor răi, să știi că precum cetățile nutresc pe călăii obștești, nu ca să le laude reaua lor faptă, ci ca prin ei să pedepsească pe cei nevrednici, în același chip și Dumnezeu îngăduie ca cei răi să stăpânească peste cele lumești, pentru ca prin și să se pedepsească cei neevlavioși. La urmă și pe stăpânitorii de judecății, ca pe unii ce nu au slujit lui Dumnezeu, și prin răutatea lor au pricinuit în cazuri grele oamenilor. Dacă închinătorii la idoli ar cunoaște și ar vedea cu inima la cine se închină, nici de cum n-ar rătăci de la bună cinstire, ci privind rânduiala și purtarea de grijă a celor ce au fost păcute și se fac de Dumnezeu, ar cunoaște pe Cel ce le-a făcut pe ele pentru om. Omul cel rău și nedrept poate să ucidă, dar Dumnezeu nici celor nevrednici nu încetează a le dărui viață, căci fiind bun și îmbelșugat prin fire a voit să fie lumea și s-a făcut. Și toate se fac pentru om și pentru mântuirea lui. Om este cel ce a înțeles ce este trupul, că este stricăcios și vremelnic, căci unul ca acesta înțelege și sufletul, că este dumnezeesc și fiind nemuritor și suflarea lui Dumnezeu a fost legat de trup spre cercare și Dumnezeire, Iar cine a înțeles sufletul, viețuiește drept și plăcut înaintea lui Dumnezeu, nemai supunându-se trupului. Acela vede pe Dumnezeu cu mintea sa și contemplă bunurile veșnice dăruite sufletului de Dumnezeu. Dumnezeu fiind pururea bun și darnic a dat omului puterea de a face binele și răul, după ce i-a dăruit și cunoștință ca privind lumea și cele din ea să cunoască pe cel ce a făcut-o. Iar cel necuvios poate să vrea și să nu înțeleagă, că și poate și să nu creadă și să fie nefericit. Ba poate să cugete și împotriva adevărului. Atât de mare putere are omul de a face binele sau răul. E o rânduială lui Dumnezeu ca pe măsură ce crește trupul sufletul său să se umple de minte, ca omul să poată alege dintre bine și rău ceea ce îi place. Dar Sufletul care nu alege binele nu are minte. Toate trupurile au Suflet, nu însă și toate Sufletele minte. Mintea iubitoare de Dumnezeu vine la înțelepți, cu vioși, drepți, curați, buni, milostivi și binecinstitori. Iar prezența minții se face omului ajutor spre Dumnezeu. Numai un lucru nu este îngăduit omului, de a fi nemuritor cu trupul. Să se unească cu Dumnezeu este îngăduit dacă va înțelege că poate. Căci deci, boind și înțelegând, crezând și iubind, prin bună viețuire, omul ajunge împreună vorbitor cu Dumnezeu. Ochiul privește cele văzute, iar mintea înțelege cele nevăzute. Mintea care iubește pe Dumnezeu, făclie care luminează sufletul. Cel ce are minte iubitoare de Dumnezeu și-a luminat inima sa și vede pe Dumnezeu prin mintea sa. Nimeni nu e bun, nerușinat fiind iar cine nu e bun este desigur rău și iubitor de trup. Cea din tâi virtute a omului este disprețuirea trupului. Despărțirea de bună voie și nu din lipse de cele vremelnice stricăcioase și pământești ne face moștenitori ai bunurilor nestricăcioase și veșnice. Cel ce are minte se știe pe sine că este om stricăcios, iar cel ce se știe pe sine pe toate le știe că sunt făptuite lui Dumnezeu și s-au făcut pentru mântuirea omului stă în puterea omului să înțeleagă toate și să creadă drept. Iar asemenea bărbat cunoaște sigur că cei ce nu pun preț pe cele lumești au o steneală foarte puțină, iar după moarte dobândesc de la Dumnezeu o dihnă veșnică. Precum trupul fără suflet este mort, așa și sufletul fără puterea minții este nelucrător și nu poate moșteni pe Dumnezeu. Numai pe omul ascultă Dumnezeu și numai omului se arată, fiind iubitor de oameni oriunde ar fi, și iarăși, numai omul este închinător vrednic al lui Dumnezeu. Pentru om nu mai se schimbă Dumnezeu la față.